Te salut, națiune, și îți urez bine ai venit la un nou clip și de data aceasta vorbim despre o casă cu care eu nu am o relație foarte prietenească când vine vorba despre parfumuri, atenție, pentru că ne referim la parfumurile acestei case. În schimb, am o relație foarte prietenească când vine vorba despre hainele lor, când vine vorba despre încălțăminte de la această firmă, și anume casa Diesel. Iar astăzi vorbim despre un parfum pe numele său Green Masculine. Există și o variantă feminină care se numește foarte complicat, după cum bine vă puteți da seama și singuri, Green Feminine. Un parfum care se încadrează în exact același tipar și în exact aceeași linie a produselor de la această casă, și am niște parfumuri extrem de comerciale, extrem de sintetice, niște parfumuri făcute în marea lor majoritate să mulțumească masele. Orice parfum am deținut sau orice eșantion am avut sau orice parfum am testat de la această casă până la acest Green Masculine, mie nu mi-a plăcut niciodată. Puteți să intrați pe canal, vedeți recenziile făcute, știți foarte bine care sunteți abonați vechi, că niciodată nu mi-au plăcut creațiile acestei case. Dar cu toate acestea, astăzi vorbim despre excepția. Ne înțelegem foarte clar, ca să nu ne auzim vorbe la proces după aia. Parfumul ăsta este sintetic. Parfumul ăsta nu performează absolut deloc extraordinar. Mirosul nu este absolut deloc fenomenal pentru marea majoritate, pentru masa amorfă din publicul comercial, însă culmea, mie îmi place cum miroase. Asta în contextul în care are o compoziție foarte interesantă, cu niște elemente foarte interesante și în mod deosebit nota dominantă în acest parfum, sau una dintre notele dominante în acest parfum, este nota de brad. Este un parfum care poate fi asemănat într-o oarecare măsură cu parfumurile casei italienești Pino Silvestre, de exemplu, unde și eu ia pun accent sau elementul central în compozițiile lor este doar nota de brad. Însă aici avem mai multe elemente, pe lângă tonurile de brad, pentru că avem în tonurile de vârf sau notele de vârf brad, avem tonuri verzi, și a zice tonuri verzi aromatice, și de asemenea brad canadian. În notele de inimă avem ciclamen, avem trandafir albastru, o notă foarte interesantă din punctul meu de vedere, avem garoafă, avem iris, ghimbir, mandarină, orhidee, iasomie și geranium, deci un buchet floral foarte consistent. Și în acest parfum foarte prezent, propriu zis în inima parfumului, buchetul floral este, dacă vreți, combinația centrală, cel puțin la nivelul pielii mele. Iar în notele de bază avem ambră, lemn de santal, mosc, tămâie și cedru. Un parfum cu o compoziție destul de interesantă, din punctul meu de vedere, se disting câteva elemente, în mod evident nota de brad. Ce să mai e, o notă pe care o întâlnești foarte frecvent în parfumurile de tip macho masculin, îndeosebind parfumurile clasice. De asemenea, o poți reîntâlni într-o formă mai interesantă, sub formă de balsam, într-un parfum apărut anul trecut și anume în Mugler Ultimate, unde este făcută absolut senzațional nota de balsam de brad, genială metoda celor de la Mugler de a utiliza această notă. De asemenea, trandafirul albastru iese în evidență în acest Green Masculine de la Diesel. Este pentru prima dată când întâlnesc o asemenea notă de trandafir într-un parfum. Am mai întâlnit trandafir alb, roz, galben, roșu în mod evident, dar și negru de asemenea, însă niciodată nu am întâlnit trandafir albastru în compoziția unui parfum. În plus, ai și o notă de orhidee, iar orhideea vine cu mirosul său absolut spectaculos, cărnos, acaparant, și pune într-o oarecare mare măsură stăpânire pe inima parfumului, fiind însoțită și de celelalte elemente florale, iasomia și geraniumul, dar asistată deopotrivă din spate de celelalte tonuri, îndeosebi de nota de garoafă, trandafir albastru, dar ai acolo și iris, ai și ciclamen și de asemenea ai și niște mandarină care vine și contribuie și ea cu un pic de prospețime și cu un pic de dulceață specifică mandarinei la super buchetul ăsta floral din inima parfumului, din inima acestui parfum. Iar în notele de bază ai o notă absolut superbă din punctul meu de vedere și mă mir când au reușit cei de la Diesel să o facă atât de bine, și mă refer exclusiv la nota de lemn de santal, care este foarte, vine să zic, cremoasă.
E foarte cremoasă nota de lemn de santal și asezonată foarte bine, din nou, cu o notă foarte frumoasă de musc alb. Foarte fain parfumul. Nu o să placă foarte multor oameni acest parfum în momentul în care îl vor aplica pentru prima dată pe piele sau când vor da un puf două din sticlă după ce îl vor dezambala, pentru simplu fapt că vei fi invadat olfactiv de tonurile de brad, în mod deosebit. Un brad foarte puternic, foarte lemnos, foarte verde deopotrivă și în plus ai acolo niște tonuri verzi, care și alea sunt extrem de aromatice. Într-o oarecare măsură mă duce un pic cu gândul la Țar de la Van Cleef & Arpels. Deschiderea acestui Diesel Green Masculine. Dar păstrăm proporțiile, pentru că totuși Țar de la Van Cleef & Arpels, în comparație cu ăsta, este o capodoperă, pur și simplu, în toate punctele de vedere, compoziție, performanță, randament și așa mai departe. Dar și aici ai o oarecare similitudine sau vagă similitudine cu Țarul de la Van Cleef & Arpels. Iar ăla este un parfum extrem de verde. Exact același lucru se întâmplă și în deschiderea acestui Diesel Green Masculine. O deschidere foarte verde, aromatică, lemnoasă, efectiv te pătrunde. Ai impresia că ești într-o pădure de brazi, sau dacă vreți să păstrăm proporție, într-o pădure de pin, până la urmă. Deși nu este același lucru, dar hai să zicem similitudini. Imediat după o ploaie. Exact sentimentul ăla la ei. Îți desfunde efectiv simțurile, îți desfunde efectiv nasul. Mireasma asta extrem, extrem de verde și de aromatizată în egală măsură. După care, la aproximativ jumătate de oră, iar eu vă spun ce se întâmplă întotdeauna pe pielea mea. Nu știu, nu-mi pasă, nici măcar nu mă interesează ce se întâmplă pe pielea altora. La vreo jumătate de oră după ce l-am aplicat, și începe să-și tempereze comportamentul, tonurile de brad prezente, pentru că avem două note de brad prezente în deschidere, începe să-și facă simțită prezența foarte frumoasă inimă a acestui parfum, compusă din buchetul ăla uriaș floral. Absolut superbe notele florale pe care le reîntâlnește aici. Din păcate însă, pentru că trebuie să existe o șmecherie la mijloc, hai să spunem, sentimentul general nu este de tonuri florale dintre cele mai naturale cu putință. Adică îți rămâne așa cumva un iz de oarecum sintetic prezent pe acolo prin spate. Drept este destul de greu perceptibil, dar na, hai să zicem, dacă ai nasul antrenat, n-ai cum să-l ratezi. Pentru cei care nu au nasul antrenat sau care nu sunt interesați sau pasionați de chestia asta, ei bine, nu veți resimți chestia asta. Și mirosul este absolut superb. Dacă iubești tonurile florale, vei întâlni aici niște note absolut superbe. Ai un buchet foarte vast, foarte, foarte vast și nici măcar o secundă, pentru că ăsta este cel mai important aspect, acest buchet floral nu-ți transmite senzația de efeminare. Nu te duce cu gândul că este un parfum de tip unisex. Nu te duce cu gândul că este un parfum feminin, așa cum se întâmplă de multe ori în parfumurile bărbătești care conțin foarte multe tonuri florale. Și îndeosebi iese la suprafață, cel puțin pentru nasul meu, nota aia de orhidee care este absolut superbă. Pur și simplu iubesc orhideea. De asemenea, ai iasomia care își face resimțită prezența, ai nota aia de geranium care vine și ascută un pic. Energizează un pic tot buchetul ăsta floral, ai și nota aia de ghimbir efervescent care face exact același lucru și în plus ai garoafa, omniprezenta garoafă masculină în parfumurile de genul ăsta, dar ai și nota aia curioasă, cel puțin pentru mine, de trandafir albastru, care nu vine cu o dulceață, hai să zicem, o dulceață de tip dulceață, că exact la aia mă gândesc, cum este dulceața de trandafir, pentru cei care ați mâncat vreodată dulceață de trandafir. Are o tentă dulceagă, nota asta de trandafir albastru, o tentă care nu te duce neapărat cu gândul la comportamentul, de exemplu, trandafirului roșu, care este foarte, foarte dulce, foarte puternic, preia întotdeauna conducerea în compoziții, mai ales dacă reîntâlnești în inima parfumurilor și așa mai departe. Nota asta de trandafir albastru stă undeva în spate și doar contribuie la, hai să zicem, proslăvirea măreței grandioasei și frumoasei orhidei din inima acestui parfum. Îmi place la nebunie. Mai mult decât atât,
Mai mult decât atât, pentru că ziceam că parfumul nu capătă nici măcar o secundă tenta sau efectul de efeminare, tonurile alea verzi, aromatice, dar mai ales tonurile de brad din deschidere, pentru că s-au domolit foarte, foarte mult până în această fază, se trag în fundalul întregii compoziții și asigură, dacă vreți, baza verde lemnoasă pe care se așează acest buchet floral. Iar mirosul este absolut superb. Este absolut superb. Îmi place la nebunie. Este fresh, este curat, este aromatic, este floral, este într-o oarecare măsură chiar și elegant, îndrăznesc să zic, tocmai datorită buchetului floral. Iar ulterior, din spate, când crezi că lucrurile s-au domolit, ei bine, răsare nota de lemn de santal, un lemn de santal cremos, foarte frumos făcută și combinată cu o notă de cedru, dar de asemenea și cu o notă de mosc alb care vine și aerisește un pic compoziția și o menține, hai să spunem, relativ curată, relativ fresh, deși mai e acolo și niște ambră și niște tămâie, însă rolul ambrei și al tămâiei în acest parfum sau în baza acestui parfum este doar acela de a asista celelalte elemente, de a le conferi, dacă vreți, o coloană sănătoasă pe care ele se cațele. Nici de cum nu sunt niște elemente extrem de perceptibile la nivelul pielii mele, nu sunt niște elemente care se chinuie să dea din coate să iasă în față, iar lucrul ăsta pe mine nu poate decât să mă bucure. Un parfum care nu este liniar absolut deloc, asta este una dintre marile surprize ale acestui Green Masculine de la Diesel, foarte curios pentru mine, eu de obicei parfumurile casei Diesel pentru mine și pe pielea mea sunt niște parfumuri extrem de liniare, extrem de plictisitoare și, așa cum am spus la început, extrem de comerciale, adică urmează trendurile. Ăsta este oarecum atipic pentru ceea ce știam eu despre această casă și mi se pare foarte interesant. Partea de performanță însă nu este un lucru extraordinar. Pe pielea mea, de fiecare dată când am purtat acest parfum, am reușit să scot ca și longevitate undeva între 6 și 8 ore, ceea ce nu este neapărat un lucru rău. Este un parfum relativ ieftin, îl cumpărați undeva în zona de 90-100 de lei, dacă nu mă înșel, la sticla de 100 ml. Și apropo, sticla arată absolut fabulos. Din punctul meu de vedere, doar pentru sticla aia ar merita să-l adaug în colecție. Din punct de vedere al proiecției, este un parfum cu proiecție general moderată. Nici de cum prezența tonurilor de brad și a tonurilor verzi și a tonurilor lemnoase din baza parfumului nu asigură acestui parfum o proiecție, hai să zicem, puternică. În primele, hai să zicem, o oră și jumătate, două ore, ai parte de o proiecție bună, nu extraordinară, nu excelentă, nu de tip monstruos, dar bună. Iar ulterior am parte de o proiecție de tip moderat, preț de încă 2 ore, 2 ore și 15 minute, ceva de genul ăsta, maxim, în cel mai fericit caz, iar ulterior parfumul se trage undeva în zona pielii, cât mai aproape și cam acolo stă până în ultima clipă a existenței sale pe pielea mea. Nu sunt dezamăgit, raportându-mă la preț de ceea ce oferă acest parfum. Sunt dezamăgit însă tocmai datorită compoziției, care este absolut superbă, sincer. Mie personal îmi place. Este un parfum mai matur, este un parfum bărbătesc, este un parfum care vine cu niște note florale interpretate într-un mod bărbătesc, care nu te lasă, sau cel puțin mie, nu conferă nici măcar o clipă senzația de parfum unisex sau efeminat datorită acestui buchet floral. Un parfum per total, deși sintetic, făcut foarte bine din punctul meu de către cei de la Diesel și tot din punctul meu de vedere un parfum foarte subapreciat de către consumatori. Ca și scenarii de purtare, sincer să fiu, este un parfum mai degrabă de ținută casual, de timp liber, de ieșit cu prietenii și așa mai departe, activități de genul ăsta. Iar ca și categorie de vârstă, eu personal îl văd mai degrabă recomandabil datorită tonurilor de brad, consumatorilor un pic mai maturi, dar faptul că are buchetul ăla absolut superb floral la interior, sincer să fiu, văd parfumul ăsta cu condiția să nu te dezici de el în momentul în care l-ai aplicat pentru prima dată, ci să ai un pic de răbdare cu el, vreo jumătate de oră,
îl pot recomanda și consumatorilor mai tineri. Sfatul meu rămâne întotdeauna același. Dacă aveți posibilitatea să-l testați, testați-l. Din punctul meu de vedere merită să faceți o testare cu acest parfum. Vedeți cum se comportă pe pielea voastră, cum miroase pe pielea voastră, cum performează pe pielea voastră. Iar ulterior, din punctul meu de vedere, banii vă aparțin, n-aveți decât să luați singuri decizia de a-l achiziționa sau nu. Nu vă obligă nimeni. Eu nu pot să fac altceva decât să vă povestesc experiența mea cu un astfel de produs, în speță cu acesta, și dacă informația vă este utilă, puteți să vă folosiți de ea, dacă nu, nu trebuie să vă folosiți de ea, repet, decizia vă aparține în totalitate. O surpriză plăcută de la Casa Diesel, în materie de parfumuri, interesant, îmi place, sincer, chiar îmi place. Păcat de performanță, păcat de performanță și păcat de... Hai să spunem, regula de aur a celor de la Diesel de a crea genul ăsta de parfumuri, adică de a nu se implica fenomenal de tare în chestiunea asta cu parfumeria și de a nu încerca să treacă la un nivel superior, de exemplu, din punct de vedere calitativ, din punct de vedere al ingredientelor folosite și, în mod deosebit, și al performanțelor. Ăsta este un parfum care, din punctul meu de vedere, cu această compoziție, dacă ar fi fost interpretat de orice altă casă, fie de designer sau de nișă, ar fi fost un hit. Dar e doar părerea mea. Cam atât de zis în clipul ăsta, națiune. Ăsta este Diesel Green Masculine de la Casa Diesel. Primește recomandare din partea mea. Drept urmare, ca întotdeauna, vă mulțumesc pentru timpul acordat. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez, ca de obicei, toate cele bune. Numai bine!